În majoritatea locuințelor din România, mai ales la oraș, există un aragaz cu gaz metan, așa am fost obișnuiți încă de pe vremea comunismului. Asta nu înseamnă însă că respectivul echipament nu vine la pachet cu câteva riscuri importante, mai ales în apartamente. Greenpeace România a publicat la începutul acestei săptămâni un avertisment foarte important referitor la aragazele pe gaz metan. Din câte se pare, acestea reprezintă un pericol real pentru oamenii dintr-o locuință pentru simplu motiv că poluează peste limitele impuse la nivelul Uniunii Europene. Cele mai mari riscuri există pentru oamenii care nu au un sistem de aerisire mecanică precum hotă sau horn. Un raport al organizației pentru cercetări științifice aplicate atrage atenția asupra faptului că un aragaz cu gaz metan dintr-o bucătărie obișnuită fără un sistem de aerisire mecanică conduce la poluarea locuinței cu dioxid de azot peste limitele impuse la nivelul Uniunii Europene. Conform Agerpress, testele de laborator efectuate de TNO au arătat că aragazul pe bază de gaz metan produce monoxid de carbon, particule în suspensie și alți poluanți care pot avea efecte severe asupra sănătății, în special asupra copiilor, care nu de puține ori stau în bucătărie să se încălzească. Dacă ți se pare că întreaga premisă este mai mult una teoretică decât reală, același raport atrage atenția asupra faptului că doar în ultimul an pe teritoriul UE numărul copiilor cu simptome de azm provocate de gătitul cu gazmetan a depășit 700.000 de, de oameni. În mod previzibil, nivelul de poluare dintr-o locuință este influențat de dimensiunea bucătăriei, de nivelul de aerisire, de sistemul de aerisire mecanică, dar și de nivelul de utilizare al acestora telatează pleite pungro.